E lumea din Orwell, lumea lui Orwell. Aia în care există o miliție internațională și oamenii sunt niște simpli sclavi. Deci vor să scoată și bani acum. Ca tu să depinzi, se taie curentul, să nu știu ce, n-ai nici bani, n-ai nici mașină cu care să te deplasezi, se taie curentul, n-ai nici căldură. Deci să depinzi de ei. Omul are anticorpi și Dumnezeu când a... Eu sunt foarte credincios. Dumnezeu când a creat, sau cine... Energia aia divinitate care a creatorul, i-a dat și antidot. Și ce se întâmplă acum în lume, după încercarea cu... COVID, cu boli, cu... Credeți că a ieșuat încercarea aceea? Cum vedeți să se termine războiul? Nu se termină. Se termină pentru că nu mai sunt bani. Da? Gândiți-vă la următorul lucru. Se termină pentru că așa vrea China. Așa se termină. Pentru că vrea China. Ma, noi am învățat multă istorie antică la școală. Băi, nu ați mai făcut. Imperiul Roman, deci, în general, imperiile cresc. Corect. Și se prăbușesc. Da, mii de ani. Singura diferență este... La turci plăteam tribut să fie la, treaba... Asta a fost mai bine așa. Da. Aici a fost mai bine. Uită-te la ce au făcut turcii în Ungaria și în Serbia. Le-a transformat în pașalăc. Și noi n-am plătit. Noi întotdeauna am căzut în picioare. E mai bine... Așa, noi ne-am păstrat bisericile. Pe vremuri un profesor își permea să plece în excursii, în străinătate, așa, avea, deci era cineva în societate. În momentul în care un buticar care făcea, sau unul care făcea Turcia și vindea rulmenți și își cumpăra săpun durul, a ajuns să se arunce bani în fața profesorului, statutul profesorului în societate s-a modificat. Doamna Monica, marea problemă știți care e? Că noi nu reușim, noi românii, să ajungem la acea masă ca să stabilim principiile. Aici nu avem educație. Am și soluția, dar nu o să vă facă. Spuneți-o, vă rog. Dictatura. Asta vreau să vă întreb. Ce trebuie făcut? Dar întrebarea mea este, de ce nu poate să tundă? Adică nu poate să câștige... Păi nu, eu ca patron nu pot să-l angajez pe el. Și atunci ei promovează munca la negru. Dar bineînțeles că asta este... Bă, ca să înțelegi ce... Nu există o formă de social security, de asta, da. E aceeași problemă pe care mi-a pus-o un agricultor, care mi-a zis că UE a zis că el nu poate să opereze cu semințe, să fie agricultor, dacă nu are... Deci nu poate să planteze și să facă decât dacă are... studii, bacalaureat. Ăla săracul de el are 3 clase primare, da? Bună seara, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. E bine, dragilor, în această seară am un invitat special pe nume doamna Monica Tatoiu. Bună seara, doamna Monica, și bine v-am găsit. Seara. Vreau să vă mulțumesc în primul rând și o spun cu cea mai mare sinceritate. Noi aici, eu mi-am propus când am dat drumul la acest podcast să chemăm oameni și oameni din diferite clase sociale. Adică, cu ce scop? Mai important, să scot în evidență realitatea. Pur și simplu realitate, fără comercialitate, fără întrebări date înainte, fără pregătiri. Întrebările date înainte sunt inutile, nu le folosești numai în politică. Și oamenii care au nevoie de întrebări înainte sunt oameni care au ceva de ascuns. Corect. De asta vă apreciez. În primul rând, de când v-am întrebat dacă veniți la podcast, deși noi suntem la început, din prima ați răspuns cu da. Un lucru pe care l-am apreciat. Mă refer din numele cunoscute. Eu la nume cunoscute nu mă duc. La aia care deja sunt pe val cu sponsori, de ce să-i ajut să-și bage bani în buzunar, că au prea mulți. Am înțeles. Da, eu asta am apreciat. Din ce am înțeles, eu spun, nu știu, din ce am înțeles, pe mine m-ar evita mulți dintre ei pentru că au spus că sunt instabil. Adică, probabil legat de întrebările pe care le am, sunt instabil. Foarte directe, probabil, și să nu-i pun anumite posturi. Lumea e plină de nebuni. Da. Unii cu pata la mână, alții fără. Dar asta e frumusețea lumii. Dacă am fi toți
cum trebuie, lumea n-ar mai fi colorată. Și așa că ziceți ce vreți. Nu, eu nu mă cunoșteți. Nu m-a avut profesoară. Cine m-a avut profesoară știe cum sunt. Ziceți. Hai să o luăm. Intrăm direct în foc. Da, înțeles. Doamna Monica, vreau să vorbim despre... Să-mi spuneți așa o părere vis-a-vis de ce se tot vehiculează cu acest oraș de 15 minute, oribil, că se vor pune oribil, bariere. Oribil, oribil. Nu, ei ce încearcă să facă? Chestia asta vine din lumea anglosaxonă și lumea nordice, acum e un scandal mare, Marea Britanie. Ei ce vor să facă? Să reducă mobilitatea. Pentru ce să reduci mobilitatea? Omul care nu circulă și care nu vede cum se întâmplă lucrurile, părerea și-o formează prin ce îi dau alții. Deci omul trebuie să se ducă de acasă, se scoală dimineața, să se ducă la serviciu, de la serviciu, copilul să fie alături, să nu polueze. Asta e o tâmpenie. Eu nu cred că toată chestia asta cu salvarea planetei nu sunt niște indivizi care vor bani mulți să scoată de pe urma proștilor spălați pe creier. Da? Deci se încearcă reducerea mobilității oamenilor să-i țină închiși în casă, la temperatură dictată, locul unde te duci dictat, mașinile electrice care să le alimentezi numai pe drumul pe care vrea mușchilor. Da? E lumea din Orwell, lumea lui Orwell. Parcă 1980. Aia în care există o miliție internațională și oamenii sunt niște simpli sclavi care sunt așezați în fiecare la locul lui și trebuie să respecte niște ordine și disciplină. Deci vor să scoată și bani acum. Ca tu să depinzi, se taie curentul, să nu știu ce, n-ai nici bani, n-ai nici mașină cu care să te deplasezi, se taie curentul, n-ai nici căldură. Deci să depinzi de ei. 100%. Și problema este că pot să facă chestia asta pentru că i-au tâmpit pe elevi distrugând școala. Un om care nu gândește și care nu are gândire critică este sclav. Îi dă... cum e generația asta de 25-30 de ani? Stau la masă și bat în ăla și dacă acolo scrie că afară plouă, poate să fie soarele pe cer. Se ia cu tine de gât. Deci, asta e. Dar nu o să le iasă. Ziceți? Au mai încercat. Da. Nu o să le iasă pentru că așa cum organismul în momentul când e atacat de un virus are anticorpi. Acum cu vaccinurile i-au mai dat peste cap. Omul are anticorpi și Dumnezeu când a... Eu sunt foarte credincios. Dumnezeu când a creat sau cine... Energia aia divinitate. Care a... Creatorul i-a dat și antidot. Și de-a lungul istoriei, băi, nu prea citiți generațiile voastre astea. Dacă citiți ocultismul în politică, o istorie care merge înapoi vreo 3000 de ani de zile, încercări de astea au fost în alte forme. Și toate s-au fusit. Nu mor cai când vor câini. Sunt ferm convinsă de asta. Și ce se întâmplă acum în lume, după încercarea cu COVID, cu boli, cu... Credeți că a ieșuat încercarea aceea sau face încă parte din plan? Nu. Încercarea n-a ieșuat, că a fost un experiment. Corect. Restul vine după aceea, dar noroc că se întoarce împotriva lor, pentru că toate încercările astea cu tipărit bani, cu stimulat consumul, cu educați oamenii ca să trăiască pe datorie. Corect. În momentul când oamenii trăiesc pe datorie, nu mai sunt liberi. Eu când iau pe ăștia, s-au scumpit tot bânzile, eu n-am avut în viața mea. Eu m-am întins când mi-a fost plapuma. Și dacă m-a ajutat cineva, din familie, nu cu dobândă. Deci nu poți să trăiești pe datorie, ești sclav. Dar societatea de consum pe asta. Deci tu mănânci acum și copilul tău plătește peste 30 de ani. S-a blocat. Criza din 2010 s-a întors mult mai puternică pentru că toate porcăriile astea, serviciile astea bancare în care ți se promite că te îmbogățești, că se investești, Bitcoin... Ce mai e chestiile astea cu 5 orașele de 5, toate mașinile electrice, cea mai mare tâmpenie.
Suntem acum mai ora cât? 6, 7, da? Toți vin acasă și au numai mașini electrice, le pun la încărcat. Ce se întâmplă? Ce-ți spune ție fizica pe care ați învățat-o, cât ați mai învățat-o voi? Pum! Sare totul în aer. Cum să le... Cum? Cum? Toți... A, și mai pui și rufele, că ai copil mic și trebuie să speli scutece sau haine sau ce așa mai departe. Cât cuprus trebuie? Și atunci rezultatul este... Domnilor, nu folosiți mașina electrică decât când se poate. Și mâine, când vrem noi. Asta e problema. Nu o să iasă. Eu am spus de vreo 2 ani că eu văd ca pe o dictatură mondială implementată pe termen lung cu perioade de acomodare. Nu. Și... Nu, este... Nu, prea mult spus? E prea complicat. Imaginează-ți că sunt niște boșorogi care după al doilea război mondial, în perioada de reconstrucție a Europei, cu planul Marshall, au făcut o groază de bani. Da? Ăștia au acum 80-90 de ani. Se regulează cu pastile sau cu ce ori avea ei. Sunt la 7-a nevastă care are vârsta strănepoate, da? Știu că mor, că nu pot să trăiască la nesfârșit. Și atunci se joacă cu lumea. Singurul dintre bușurugii ăștia care merită respectul nostru este, cum îl cheamă, americanul, că sunt obosită. Trump, cine? Nu. Are 90 de ani. Trump e nebun. Cum îl cheamă? Cu capa. Mi-aduc aminte. Deci consilierul tuturor președinților americani, care a fost acum la Davos și a spus foarte clar, bă, copii, terminați. N-aveți cum să bateți pe ruși. Terminați cu susținem democrația, să bă Ucraina. E ca și cum ai pune o furnică să distrugi un elefant. Nu-i vorba de armată, e vorba de cât e de mare. Pune să se bată unul. Numai în filmele americane, ăla micu care îl ajută spiritele, da. Îl bate pe ăla din negru ăla care are 7 zale. Haide, terminați cu prostiile. Cum vedeți să se termine războiul? Nu se termină războiul, se termină pentru că nu mai sunt bani. Da? Gândiți-vă la următorul lucru. Și se termină pentru că așa vrea China. Așa se termină. Pentru că vrea China. Noi am învățat multă istorie antică la școală, băi, nu ați mai făcut. Imperiul Roman, deci, în general, imperiile cresc. Corect. Și se prăbușesc, da, mii de ani. Singura diferență este că Imperiul Persan a rezistat atât, Imperiul Grec a rezistat atât, Imperiul Roman a rezistat atât, Imperiul Britanic a rezistat atât. E timpul în care urcă și coboară și se dezumflă. Imperiul Occidental este în faza de final. Și dacă vrem să știm ce se întâmplă, să ne uităm cum barbarii au mușcat din Imperiul Roman în timp ce împărații se regulau cu fiicele lor și trăiau, mâncau mai mult decât trebuie și își puneau palm. E același lucru. La alt nivel temporal. Da, nu-i cum... Deci e un ciclu. E un ciclu, evident. Și pentru că valorile care ar trebui să guverneze lumea, ciclic se dezintegrează. Ai 10 porunci, dăm Vechiul Testament, că mai trecut alte regi. Sunt niște principii fundamentale. Să nu ucizi, să nu-ți faci chipciu. Sunt toate chestiile fundamentale. Și la ciclic, așa cum face Dumnezeu cu poporul evreu, că odată la 70 de ani le dă nana, să-i aducă pe calea cea bună, așa și cu oamenii, nu e cineva. S-a ajuns într-un moment de decadență care o să facă poc. Așa a fost după Imperiul Roman, mai țineți minte, se regulau aia ca iepurii cu fete, cu copii, cu pedofilie, cu... oribil, da? Și au venit barbarii din nord, nu știau ei cum e cu dreptul roman, i-au căsăpit de la sunat apa în cap. Mai devreme, la 1453, au venit turcul. Nana și-a căzut Constantinopolele și-a urmat vreo 500 de ani de întuneric. Și omenirea și-a revenit, a venit Michelangelo, Leonardo, renașterea și-a crescut. Iar au venit în... Astea sunt ciclice, nu e conspirație. E ciclu natural al lumii. Dar pentru asta trebuie să citești multă istorie. Corect. Bun. Dar America e în disoluție la ora asta. Fiul meu nu de acord cu mine, m-a făcut fascistă, da.
Eu am citit mii de cărți, el a citit 3. Și ce e cu America, ce ați spus? E în disoluție. E în disoluție pentru că America e profundă. America care s-a construit pe principiul cel mai bun câștigă. Fiecare are în sacoșă milionul de dolari, da? Dacă muncește și trage și face. Acum, nu poți să intri la facultate dacă ești alb. Trebuie să intri un anumit număr de albi la facultatea de medicină. În Canada nu poți să te duci la un teatru mare. Sunt 2 teatre mari care nu mai primesc albi. Și atunci, în momentul în care, nu e vorba de alb-negri și nu știu, este vorba despre faptul că în momentul în care dispare competiția, în momentul ăla economic, acea entitate se prăbușește. Nu fără competiție, deci. Și pe vremea când eu am 67 de ani în anul ăsta. Mulțumesc. Da? Măi, bunicul meu, care a fost mare, tare, nu știu ce, l-am dus la comuniști, l-au băgat 8 ani la pârnaie, că era bogat și avea mașină și nu știu ce. Au fost ani negri. S-a murit de foame în România. În momentul în care a venit Ceaușescu și a început, nu intrai decât dacă erai șef de promoție peste tot, nu mergea, făceai o prostie, îți lua gâtul, l-a omorât pe Ștefănescu, că a pus apă în vin. Deci în momentul în care, eu când am dat admitere la facultate, am fost 10 pe loc. Când m-a repartizat, eu am avut media 9,98 și am prins o școală din drumul taberei profesoară. Cu media 9 sau 8,50 te duceai la Cucamâcăi să predai matematică. Și o predai bine. Acum, n-ai niciun fel de competiție, nimic. În momentul când scoți competiția, distrugi societatea. Pentru că unul bun e decât cu prostul la câștig mai bine decât deșteptul la pe pierdere. Toată lumea are aceeași problemă. În momentul când tu ai locuri pentru ăla care se scobește nas pe dreapta, locuri pe ăla care se târie, locul ăla care are un corn în frunte, păi nu se poate, tată. Cine produce bani? Proștii? Eu am toată mila. Dar la Biblie zice așa, 10% din ce ai făcut, să dai. Și eu asta am făcut toată viața. Dar nu mai mult de 10%. 10-ul e ăla, în toate religiile. Dar nu 60% miei tu mie stat român și eu mătmesc ca să dai la categorii defavorizate, care mâine o să fie tot mai multe, că tot mai mulți o să dorească să fie defavorizați, să trăiască pe salariul minim. Corect. Păi, deci da, cum? Am ajuns la o situație în care America a crescut atâta timp cât a fost capitalism. America a început să scadă în momentul în care capitalismul l-au vopsit într-un fel de socialism. Să-i dau și lui ăla, să-l primesc, să facem sindicate ale imigranților ilegal. Cum puii mei să ai sindicat dacă ăla e ilegal? Eu pot să mă revolt, pentru că eu am stat la coadă nu știu câte ore să-mi primesc viza de America. Și că am stat și ce șmecherie am făcut să mă duc la schi în Austria și am lopțit o viză de UE de la greci, că acolo era cu șpagă, da? Da. Și să aflu astăzi că spune Coana Europa, care este, are grijă de Kosovo, statul ăla pe care noi nu-l recunoaștem. Și că poți să te duci în UE, dacă ești din Kosovo, fără să ai viză. Pă, frate! Și pe urmă te mir că începe atacurile teroriste prin Berlin și alea, pentru că statul Kosovo este un stat de trafic de droguri și de teroriști musulmani. Spania, România, Slovacia, să nu suntem rău de asta. Nu pot să recunosc statul ăsta, pentru că este un stat care a fost creat la ordinul partenerului strategic. Eu spun și pentru că sârboaică puțin și știu ce e acolo, da? Dar ei merg fără viză și eu am stat ca milogul la coadă cu un doctorat să-mi dea Coana Europa viză să intru în UE când nu eram în UE. Unde e dreptatea? M-am enervat. Zi. Dar auziți acum legat de chestia asta. Eu am, nu știu, dacă greșesc să-mi spuneți noastră. Eu văd, noi poporul român nu credem. Noi nu suntem un popor. Nici eu nu cred, dar că mereu am avut o mentalitate de slugă. Mulți mi-au sărit în cap, am postat acum 2 săptămâni materialul ăsta și am spus așa, cum a afirmat și Prigoană, întăresc spusele lui și vin cu acele completări.
La turci plăteam tribut să fie treaba. Asta a fost mai bine așa. Da. A fost mai bine. Uită-te la ce au făcut turcii în Ungaria și în, și în Serbia. Le-a transformat în pașalâc. Și noi n-am plătit. Noi întotdeauna am căzut în picioare. E mai bine așa. Noi ne-am păstrat bisericile. Dând tribut la turci. Problema este că să dai tribut și la ruși, să dai și pe dincolo. Nu spune toate ouăle în aceeași coș. Eu sunt de principiu. Eu am lucrat în multinaționale. Crezi că multinaționale, dacă ești deștept, îți merge bine? Nu, da. Cum crezi că am făcut eu avere? Și tu ai dreptate, carabinul. Și tu ai dreptate. Îi aburim pe toți și fac cum vreau eu, dacă te duce mintea. Poți să faci asta dacă ești deștept. Da, de exemplu, Brâncoveanu, marele nostru, l-au sanctific, Brâncoveanu. Nu prea. A făcut avere, a jucat la două capete, i-a trădat pe unii și pe alții și povestea asta că el n-a renunțat la credință și de-aia da omor. Hai să fim serioși. Da, nu, ne plac de-astea povești. Că, da, păi. Că venit Brâncoveanu, Dumnezeu să-l ierte. Da, nu, era un tip care vrea să conducă el. Când ești prost și vrei să te urci pe ultima cracă în copac, se rupe caraca. Dar nu poți să spui asta că e sfânt. Corect. Deci nu, eu sunt... Nu, poporul român nu există odată. Așa cum vedem noi pe hartă, da? Una e Transilvania, una este Moldova și una este Muntenia și altceva e Dobrogea. După 100 de ani de la România Mare, nu există o chestie omogenă. Au trecut 100 de ani. Oamenii gândesc diferit. Au rădăcini diferite. Și chestia asta cu iubesc România, probabil că după asta nu o să mă înjure mult. Iubești oamenii pe care îi cunoști în România, iubești locurile, iubești... Dar nu poți să spui că eu sunt naționalist, că România să facă. Jumate din România ar trebui pusă la muncă. Jumate din România trebuie pusă la muncă și pedepsită. Nu sunt credincioși decât în formă. Da. Nu muncesc. Sunt mincinoși. Nu-și iubesc aproapele ca pe sine însuși. Se declară 85% credincioși și eu am fost la înviere. Nu mai știu. Deci n-am putut să mă rog. Deci formă. Titu Maiorescu, ce a spus Titu Maiorescu? Că România este țara formelor fără fond. Totul e în formă. Să-mi pun un tricou pe care să scrie nu știu ce, să scot ceasul pe mână, că uite ce ceas am, să vorbesc tare ca să se audă în avion. Ne educați. Și educația nu se face așa. Educația întâi se face cu biciu și după aia cu drăgălășenie. Ca și cu copii. Dai un copil tot când e mic, îți dă în cap când e mare. Da, deci continuă. Te-am întrerupt. Zi. Corect. Eu am mai spus că într-o societate în care dispare haosul, mai ales cu parentingul acesta modern, care din punctul meu de vedere e de o prostie uriașă, deci într-o societate în care dispare frica, pentru că oamenii nu înțeleg că frica ne-a fost lăsată cu un sens, adică da, te poate traumatiza, dar... Nu te traumatizezi. Te poate și face să te concentrezi, să fii atent. Trebuie să-ți fie frică că pierzi ceva. Dacă n-ai nimic de pierdut... Nu mai apreciezi. Nu, distrugi. Deci chestia asta, eu am fost 15 ani profesor. I-am bătut de el, le-au sunat apă în cap. Mi se spunea Cruela. Nu există unul să nu fi reușit în viață. Unul. Și au, cum, 40, 45 de ani, au copiilor. Deci, animalul, omul este animal înainte de a fi spirit, pentru ca să fii spirit trebuie să te elevezi spiritual, dar întâi ești animal. Mănânci, dormi, crești, te regulezi. Ca să fii om adevărat, trebuie să ai, să te elevezi spiritual, că trebuie să fii educat, să fii citit, trebuie să fii făcut niște sacrificii. Mă uit la generația asta care are acum până în 30 de ani. Eu sunt ferm convinsă că o să trebuie să le dăm ajutor social din pensiile noastre. Nu să ne plătească ei pensiile. N-au niciun fel de valori. Să salveze pământul. Dar cine
da? Cu niște de-astea. Deci, nu, părinții, ăștia care fac acum să fac pe părinții și au 35-40 de ani, sunt ăia care la Revoluție erau prin clasa 10-11 de liceu, n-au mai făcut nici liceu, n-au dat nici fac, și au crezut că tot ce zboară se mănâncă. Ăștia creează copiii de acum, care, chiar venind încoace, a mai atacat un elev la Bacău, un profesor cu cuțitul. Nu am auzit. Acum era când veneam spre voi. Păi, tata, păi eu când mergeam pe culoar, așa stăteau elevii lipiți. Da, dar eu niciodată nu i-am jignit, niciodată nu le-am dat note proaste fără să le merite, niciodată nu m-am comportat imoral, ilegal în fața lor. Întotdeauna am fost un exemplu pentru ei. Da, dar dumneavoastră nu toți. Nu, dar în generația mea, profesorii, eu am avut profesori, la internat la Logan în 75. Cred că tu erai prin cerul acolo. Am avut magiștri. Și nu mai era așa când eram eu profesor la Sfântul Sava în 90. Jumate erau așa și jumate luaseră. Ba nu, ochiul dracului. Corect, dar uitați, de exemplu, în perioada aceea eu am crescut, pentru mine a reprezentat o traumă. Toți profesorii și în general, țin minte. Eu n-am fost bun, frate meu, as, deci la matematică, premiul 1, 2, 1, 2. Eu, corigențe din clasa a doua, modificam caiet. Nu eram ca frate meu și a fost o presiune mare. Profesorii îmi spuneau, duceți-l, doamnă, de ce țineți un loc ocupat? Duceți-l, doamnă, să tundă boscheți, parcuri, deci... M-a umilit majoritatea profesorilor din generală până în liceu, lucru care m-a motivat. Când ai terminat liceu? În 2001. Deja era la sol. Acum doamna diriginta mea de matematică, doamna Angelescu, e directoare acum. Am tot zis că o să mă duc, nu să mă răzbun și să-i spun. Nu. Profesorul trebuie să fie al doilea părinte pentru un copil. Nu trebuie. Trebuie să intri în școală cu cei 7 ani de acasă. Corect, da? Corect. Școala nu poate să fie alternativa familiei. La școală te duci să înveți. Educația o primești în cercul tău social. Școala nu trebuie să fie un substitut, că nu te duci la after school. After school-ul ăsta e cu totul altceva. Acolo te duci, mănânci, înveți, să te ștergi la gură, altceva. Da, școala ca instituție, la școală te duci să ți se deschidă niște uși pe care tu, dacă vrei, intri în camerele alea sau nu, depinde cum e, da? Dar școala nu este substitut de părinte, să te pupe, să-ți zic că bai, drăguțule, nu. Școala trebuie să-ți creeze apetitul de auto, de învățare, de depășire, de... Nu neapărat matematică, trebuie... Profesorul trebuie să identifice care sunt aptitudini, se numește orientare școlară și profesională. Și dacă vezi că unul e bun, mă, tată, la sport și bate mingea aia, orientează-l spre fotbal. Lucru care nu s-a făcut la noi. Adică... Asta este problema, pentru că nu... După 90 s-a creat... Pe vremuri un profesor își permitea să plece în excursii, în străinătate, să avea, deci era cineva în societate. În momentul în care un buticar care făcea, sau unul care făcea Turcia și vindea rulmenți și își cumpăra săpun durul, a ajuns să se arunce bani în fața profesorului, statutul profesorului în societate s-a modificat. Și al doctorului, și al profesorului, al expertului, da? Pentru că ăla care avea bani, te făcea podeaua cu tine. Și atunci oamenii care ar fi putut face ceva au plecat din învățământ, nu? Fără să mă laud. Eu am plecat în 95 din învățământ. Și n-am plecat pentru că bani. Că eu dădeam meditații la matematică, câștigam 10.000 de lei pe lună pe atunci. Îi spărgeam pe toți. Și 5.000 de la tată. N-am avut nicio problemă. Problema este de statut. Erai unei ca nimeni, aveam în clasă copil de procuror, de nu știu care, venea cu fusta până la fund, cu nu știu ce, cu creierul cât o nucă și eu trebuia să-l trec clasa și nu știu ce, te suntam de directorul, te rog, vai, că la Sfântul Sava, da? Și eu mi-a zis, ce se va, până am plecat, făceau pipi în pantaloni și părinții, nu eram mare prin guvern.
Și a venit să-mi explice el mie cum să fac eu. Mamă, ce am făcut. Până la urmă am reușit pe FISA să o fac, să termin o facultate. Dar tot... Da? Și când mai e statut și dacă îți merge mintea și poți să faci bani... Și în învățământ, tu ai prins exact ăia care n-avea unde să se mai refugieze. Cine mai stă în învățământ acum? Te duci, să-i duci copiii. Cum mergeam noi și făceam meditații și făceam cercuri și făceam... Era mișto meseria de profesor. Acum să te faci profesor, ești fiu ploi. Și nici la școlile private nu mai nu e mai bine. Acolo sunt tot de ăștia de frustrați, neoliberali, cu schimbare de sex. Mergem spre învățământul ăsta, știți că mulți adoptă să nu-i mai dea la școală, să-i crească... Acasă? Da. Cum vedeți? Din punct de vedere al învățământului, dar al învățării, un tată care se pricepe, cosmeticiana mea, Cristina, care a murit de tine, ea a terminat chimie cosmetică. S-a dus la bătrânețe. Și acum niciun profesor n-a învățat. Fisul în clasa 8-a, ea face meditații la matematică cu fisul de clasa 8-a, că n-a găsit un profesor care să îl facă pe copilul ei să învețe că trebuie să dea matematică. Măcar 5 trebuie să corect, treacă. Da? Corect. Și face ea. Da? Deci problema, de ce trebuie să trimiți? Trebuie să trimiți copilul în colectivitate. Că dacă el stă acasă, face școală acasă, stă numai cu de-asta așa și deși imaginează el că ce se întâmplă aici e adevărat, ăștia o să ajungă niște autiști la bătrânețe. Nici eu la bătrânețe. La 30 de ani o să fie... Păi mă gândesc că nu stă numai în telefon, adică se duc în parc, îi duce afară, unde? Doar că chem profesor. Și cu cine? Cum? Pentru că și comunicarea are... Pe lângă vocabular, în relațiile dintre noi contează. Cum se îmbracă omul, body language, toate chestiile astea. Astea nu le poți învăța stând făcând școală acasă. Deci soluția este, la ora asta, este de înjumătățirea numărului de ore. Deci, primul rând. Ceea ce înseamnă mai mult timp liber pentru ei. Atenție. Nu, ora de... Copilul să n-aibă mai mult de 4 sau 5 ore maximum. Acum are 7. Bun, reducem la 4. Da? Reducem numărul de copii din clasă și facem clase pe nivele. Deci, cum era pe vremea mea. Deci aveai specială de matematică, specială de fizică, specială de chimie, specială de uman, specială de... meserii. De meserii, de chestiile astea. Da? Deci, și pui pe copii pe de mici, din clasa 5-a trebuie să știi. Că copilul ăla din clasa 7-a nu trebuie să știe el teorema lui Tale și bravo, teorema sinusurilor, pui mei, la ce îi folosește? Da? Eu folosesc de matematică. Pe copil trebuie să-l înveți puțină probabilitate ca să știi, să nu piardă la păcănele. Să nu piardă la păcănele. Da? Că tocmai îmi spunea un prieten de-al meu, știi că păcănelele sunt programate la... ei, la 12%, așa sunt programate, dar ce să știe ăla care n-a făcut, că se poate programa cât câștigă casa, da? 12%. Și vine un cocalar care e îmbrăcat în aur și nu știu ce și zice, uite, dacă joci la păcănele, să moară, ca mine. Să moară mama, da? Bă, trebuie să fie tâmpit ca să creadă chestia asta, da? Deci, trebuie să reduci. Deci, pentru ca să la nivelul ăsta trebuie să știi așa, să calculezi dacă crește prețul la lapte cu 5%, cât o să coste mâine laptele, nu trebuie mai mult. Trebuie să știi cum funcționează un GPS, ca fizică, că te faci tractorist, da? Și să-ți dai seama că nu poți să furi benzina, cum se face acum, sau motorina, că te prinde ăla, că mașinările nu le poți păcăli. Da? Deci aici, da? Bun. Vezi? De aici am unul care vrea să fie, să te ducă în direcția asta. Deci trebuie, ce le trebuie cu istoria comunismului, a holocaustului, cu religie? Religia să facem biserică. Eu sunt foarte religioasă, eu am făcut religie pe vremea lui Ceaușescu. Dar dimineața, de la ora 9, la 10, până începea slujba, acolo unde cânta corul. Nu la școală, ci să vină popa ăla să pipăie fetele. Că sunt nu știu câte cazuri. Și dacă eu vreau să fiu de religie mozaică, ce să facă popa cu crucea în fața mea? Deci, să dai bacalaureat la religie. Să dai bacalaureat neapărat la o limbă străină și să dai bacalaureat pe bune. Că cu româna, eventual, introducem chineza.
Deci sistemul se numește curiculă. Eu am un doctorat, al doilea, primul doctorat e matematică, pe bune, în teoria câmpului, unde am demonstrat că curbura spațiului nu e aia lui Einstein, e puțin diferită. După care m-am dat un doctorat în educație. Pe bune, nu ca primul ministru. Trebuie totul simplificat. Voi, tineri, veniți și ziceți, nu e bine asta, hai să facem așa. Nu, întotdeauna adevărul e undeva la mijloc. Și atunci trebuie să stabilești ce trebuie să stabilească lumea. Principiile. Deci, domnule, zic, domnule, ăsta e principiul după care se reglează acest fenomen. Agreem tot prin toți stăm la masă, opoziție, putere, ce-o fi, și zicem, astea sunt principiile, n-ai voie să faci. Principiul este să ajungă copilul să facă asta, asta, nu mult, două, trei chestii. După ce agreem, le punem pe hârtie. Toți. Asta s-a întâmplat în educația din Chile, care erau bai de mama lor, nu aveau numai criminalitate. S-a întâmplat acum 15 ani. Măi, ok. Și după ce, după asta, stabilim legea. Și de câte ori vine unul cu o idee creață, te duci și respectă principiul ăla pe care l-a asta? Nu? Out! Dar pleci de la... Trebuie să ai niște jaloane. Ei, doamna Monica, marea problemă știți care e? Că noi nu reușim, noi românii, să ajungem la acea masă ca să stabilim principiile. Aici nu avem educație. Soluția, dar nu o să vă ia, facă. Spuneți-o, vă rog. Dictatura. Asta vreau să vă întreb. L-ați aduce pe Ceaușescu președinte? Nu, că era cam proastă nevastă sau. Exceptând-o pe Elena. Pe el, ați spune pe unul acum să preia? Nu. El a fost foarte bun la timpul ăla. Eu am făcut școala pe vremea lui. Dar nu mai merge cu stilul lui în zilele noastre, că acum trebuie să te lupți cu diavolul care are alte forme. Deci trebuie să știi puțină, să știi limbă străină, să știi puțină de asta sistem. Da, trebuie unul care să fie uns cu toate alifile, bancare, comerț internațional. Deci unul care... Un Ceaușescu updatat. Un update. Să fac o comparație cu liderii de acum, care mi-ar place. România are nevoie de un Xi. Deștept, e deștept, Gariul, îmi place. Nu de Putin, Putin ești ăsta expirat. Nu, îți trebuie unul ca Xi. Sau îți trebuie unul... În Europa nu mai e niciunul. Bun, una ca Meloni. Mi-ar place de Meloni. Au zis că e fascist ăștia. Dar... După ce a venit ea la putere, în 6 luni de zile au crescut cu 30% salariile în sănătate. Au bani, au mai pus sistem. Deci îți trebuie niște indivizi, sau ca Orban din Ungaria, pe care toată lumea îl înjură. E bun. În niciun caz unul ca Macron. În niciun caz unul ca Zelenski. Nu. Deci trebuie un om care să fie... cameleonic, dar în același timp structura, pe o structură de dictatorială. Și să facem un moratoriu. Un an de zile s-a terminat cu libertăți, cu nu știu ce, până facem curat. Și după ce s-a făcut curat, ce a făcut Franco? Uite, acum mi-a venit în minte. Spania. Mă place Spania. Ai fost în Spania? În Spania n-am ajuns. Spania este... Din punctul meu de vedere, cea mai mișto țară la ora asta în care să mergi, care e și mâncare bună și prețuri accesibile și nu atât de nebun. Acum au cu căsătoria asta, Biserica Catolică acceptă căsătorile cu ăstea de asera sex, au luat-o și ăștia. Dar, în principiu, se trăiește bine. Nu e foarte bogată, dar au autostrăzi, au tot ce trebuie. E mișto. Dar cum au ajuns aici? În momentul când lucrurile au luat o razna în Spania, Franco, ăla de la un jurat, că au venit americanii să lupte pentru democrație, nu știu ce, i-a luat pe copiii regelui, că el a mai avut un frate pe care l-a împușcat el când era regele Carlos. Și a instituit de ordine și disciplina din statul, i-a omorât pe aia, n-a funcționat democrația o perioadă, a pus țara pe picioare și a predat-o lui Juan Carlos, care s-a cam bătut joc de ea, că nici... Așa nu s-are departe de trunchi. Dar dacă nu era Franco, nu era Spania din ziua de astăzi. Asta trebuie să înțelege. Altul. O să mă jure lumea că ăștia cu democrația. Generalul Pinochet. Chile
a ajuns să fie cea mai puternică economie din America de Sud, singura care n-a fost zguduită de corupție și de de-astea, că i-a împușcat pe toți ăia, n-a discutat cu democrație, cu de-aștia. Pinochet. Acum, la câți ani de la moartea lui, au pus chinezii mâna pe Chile. S-a terminat și acolo. Deci, trebuie un... Dar nu o să se întâmple niciodată, că am intrat în UE. Și noi, România, nu. România, din punct de vedere economic, se va dezintegra. O să avem România de vest sub influență nemțească, așa. O să avem România la est sub influență rusească. Deci vom fi jupuiți, cum ar veni. Nu jupuiți neapărat, dar și place. Corect. Pune unui moldovean să fie disciplinat și să vină dimineața la ora fixă la serviciu să ți-l... El mai cântă nițel. Și se scoală la 10. Și mai regulează nepoata. O să zic că mă spus că mă înjur, o să nu mă interesează. Da. Dar nu mă la vârsta mea. Da. Deci, odată. Deci nu este, România nu este un stat omogen. Și nici nu vom fi. Și dacă stai să te uiți, nici Italia nu e un stat omogen. Nordul a fost austriec, ordine, disciplină, te duci la sud de Florența, în Calabria. Acolo, noroc, a venit mafia. Uite, mafia ar fi o soluție. Fără să glumesc. Dacă în Sicilia, am fost în Sicilia și am și prieteni care știu bine locurile. E ordine și disciplină. A, că mai se formează un stâlp cu un om înăuntru, asta e tot altceva, dar... Dar există niște reguli proaste, bune. La noi nu există nicio regulă. Cum să construiești o țară fără reguli? E ca și când într-un bloc, în blocul ăsta, fiecare face ce vrea. Păi ajunge să ne împușcăm. Reguli în grupuri de oameni, în societate, ai nevoie de reguli. Aceleași reguli care trebuie să existe și într-o familie, între soț, soție, copii. Când nu există reguli, se destramă. Pentru că când nu este reguli, în primul rând, regula după care vă adunați. Când te aduni sub impulsul, că îl iubesc. M-am uit din chestia asta. Doamne, îl iubesc. Bă! Vezi cum o să fie cu el peste 3 ani. Nu, dar îl iubesc. Sau sunt căsătoriți, au copii, nu mai pot, m-am îndrăgostit de altul. Fata mea. Păi acum 3 ani. Nu, fata mea. Și peste 3 ani te gândești și faci 7 copii cu 7 bărbați și pe urmă la bătrânețe te faci influencer și înveți pe femei cum să țină post. Hai, asta e România. Apropo de fetele care influențează fetele în ziua de astăzi, fetele alea care au acum vreo 40 de ani și au copilării bine, la 20. Păi dacă mă băgați, doamna Monica, în discuții de-astea, știți că eu m-am luat și de Dana Budeanu, eu o văd o femeie foarte toxică, nu știu, poate sunteți... Dana e foarte deșteaptă, da. E, dar e toxică, repet, eu am spus tot timpul. O duce capul, dar... Cel mai periculoși influencer sunt ăia care sunt inteligenți. Aia care sunt proști ca aia, pe care influențează nasol. Aia. Nu, știți ce am? Ce, de exemplu, că am zis că aici mi-a spus. Da, din punct de vedere al politicii internaționale, geopolitic, nu-mi place cum se îmbracă, cum vorbește în genul ăsta, e puțin bulgară. Da. Din punct de vedere al politicii internaționale, geopolitică, le zice bine. Nu mă bag că nu cunosc politică și eu nu mă bag. Dar la ce nu-ți place la ea? Păi uitați ce vreau să vă spun. În primul rând nu mi-a plăcut chestia cu deci ea spune că de bărbat să aducă bani tu acasă, trebuie să stai să aștepți. Așa a zis? Da. Dar nu cred că crede. Ba da, o să trimit odată păi, eu cu siguranță eu nu crede. Am prietene care se uită la ea, nu cred că asta. Ea nu le crede, nu le crede, dar le zice la alții cum făceau frațitate. Exact. Adică tu ești femeie independentă, că de asta și în ziua de astăzi ea nu este, din ce știu eu, că n-am analizat-o, dar spui noi generații, da, le înveți să depindă de bărbați. Nu pot să... Mărturisesc că eu nu mă uit la ea. Păi, eu m-am uitat că... Așa, că de meserie. Nu, dar din ce am văzut-o pe la televizor, că o dau pe la televizor la Antena 3, da, analizele ei pe geopolitică sunt foarte... Trec sticla către oamenii care nu se pricep la politică. Acolo e bună și zice de bine. Ori trece, dar nu strica pe cei tineri. Adică dacă tu strici tineretul, ce viitor să mai avem noi?
Dacă tu faci fetele, femeile de mici, le înveți să depindă de bărbați. Păi nu-i normal că ăia la un moment dat... Eu nu știu dacă aș zis așa, a greșit. Dacă a greșit, nu. Eu altă sunt de chestie. Principiu că femeia, tocmai asta e. Trebuie să... Majoritatea fetelor din ziua de astăzi, astea care le vedem... Cu ruj, da. Așa. Toate la Indigo, toate visează să se căsătorească cu unul cu bani. Care să le țină, să le facă, îi toarnă un plod, chiar dacă e a treia, șaptea nevastă, e ca la harem. Că sunt, avem exemple suficiente astea. Știu eu câteva dintre ele. Suntem la harem, ne înțelegem între noi, cine pică, dacă e pică, dacă vine pe la noi, bine să mă deranjeze într-o noapte, asta e, dar în rest... Dar câți băieți cu bani ori fi în lumea asta, pentru că atâtea fete, că noi avem fete frumoase, dar sunt multe rău. Și unele ajung pe mâna unor intermediari. Deci ea vrea să se căsătorească cu prințul și ajunge pe mâna eunucului. Și pe mâncă e nefericită. Și... Da. Eu întotdeauna am pledat și pe levele mele și totdeauna le-am învățat. Fata mea, da, trebuie să ai... Nu poți să trăiești singură. Chestia asta că eu sunt mamă singură și fac un copil în vitro și eu... Nu. Trebuie să ai o meserie și trebuie să ai o familie. Dar... Eu sunt la treia căsnicie, care durează de 37 de ani. Prima a durat 3 luni, că eram tâmpită, sau nebună, a doua a durat 2 ani, că eram tâmpită și, pe urmă, asta durează. Deși mi-a venit mie mintea la cap. Și ce mi-a venit mie, am zis, bă, fetelor, nu trebuie să trecem prin ce am trecut eu, că e nasoale. Divorțurile sunt nasoale. Și dacă divorțez în tinerețe, mă rog că n-am avut copii. Deci când te căsătorești, trebuie să te gândești de 2, de 3 ori să tai odată, ca la croitor, da? Pui pe ăla de... Da, că e pe viață. Că e pe viață. Ar trebui să fie, da, pe viață. Corect, da? Corect. Dar după ce te căsătorești, bun, poate greșești, dar nu fă copii. Pentru că cel mai groaznic lucru pentru un pui de om este ca părinții. Corect. Eu am fost profesor și am avut mulți. Cei mai mulți, eu și mămoasă așa. Cele mai mari drame și am avut de muncit cu copiii proveniți din familii în care au văzut agresivitate și divorțuri. Copiii sunt debusolați și vor face la fel. Deci trebuie să fii pe picioarele tale. Dar nu. Nici să depinzi, nici să nu depinzi. Că uite-te la mine. Bă, eu, dacă mă întrebi acum unde scop banii mei, eu nu știu unde. Băratul meu știe cu conturile. Aia, ăla e domeniul lui. Și el poate să mâine să plece și să mă lase în fundul gol pe stradă. Dar eu am încredere, după 37 de ani, el are încredere în mine și eu în el. Da, încrederea se construiește prin respect reciproc. Dar nu poți singur și nu poți numai tu. Da, dar în același timp, el a știut dintotdeauna că dacă ar sări calul, chiar dacă n-ați avea bani pe moment, v-ați descurca. Despre asta este vorba. Da, eu mă descurc întotdeauna. Eu asta le spun lor. Bărbatul, în momentul în care știe că o femeie e puternică și... are șansa și capacitatea oricând să se descurce la orice oră din zi, din noapte, o să o respecte. Dar dacă eu ca bărbat știu că e la mâna mea și mai vine și un copil și știu că unde pleacă asta să duce la măsă exact, la tasul la ora exact. O să-i accepte toate rahaturile. Da, și de asta la un moment dat femeia clachează și poate să facă ceva și își ia câmpii, că sunt tot mai multe femei și părăsesc soțul, copiii și se duc după pustii, după alții. Mai ales dacă sunt frumușele. Dacă sunt frumușele și proaste, au un destin înfiorător. Pe vremea noastră nu se divorța așa ușor. Pe vremea când eram eu, pe vremea lui Ceaușescu, eu n-am putut să-mi susțin teza de doctorat că eram divorțat. Îmi dați seama cum era? Era extrema cealaltă. Așa cum e extrema cealaltă în America cu avortul. Eu sunt de acord ca femeia să facă avort. Dar nu după 13 săptămâni când am mișcat copilul. Deci, totdeauna trebuie să fie o cale de mijloc. Păi și de ce așa? Adică, cum vedeți? După 13... După 13... Odată... Nu e tot viața e acolo din prima săptămână? Dom'le, dacă tu n-ai cu ce să-l crești, eu sunt de exemplu... Haideți să prevenim înainte. Nu păi mai să nu rămâi gravină, da. Dar da, dacă ai rămas, nu la tu și pe lume, nu. Un copil că a dus... Băi, nu știți cum era în 68. Când femeile... era obligată să facă minim 4 copii. Și nu existau anticoncepționale.
Și se duceau și își făceau la tot felul de moașe de-astea. Și pe masa de operație nu intervenea doctorul până nu spuneau cine au făcut. Am văzut mamele copiilor de la mine de la școală. E cumplit. Deci, încă o dată, mesajul trebuie să fie ăsta către oamenii care nu urmăresc. Nu există alb sau negru. În nicio decizie. Că poporul român e sclav sau că trebuie să... Nu. Întotdeauna, tu dacă vrei să fii deștept și să ai o părere pe care alții să poți să o susții, totdeauna trebuie să stai, să analizezi. Iei din toate punctele și de alea care îți plac și alea... Eu așa fac când analizez politic, da? Și îmi formez o opinie a mea cu care mă duc și o susțin. Dar opinia mea nu este nici la dreapta, extremă dreaptă, nici. Întotdeauna e la mijloc. Și întotdeauna trebuie să fie soluția A, soluția B, soluția C. Nu soluții extreme. Acum, școala e proastă, iau copilul acasă. Nu. Spitalele, zbai de mama lor, mă tratez după ureche pe internet. Deci, orice decizie de extremă, sau vreau să-mi cumpăr o casă, mi-o iau pe cea mai ieftină, fals. Sau pe cea mai scumpă, fals. Deci, întotdeauna, adevărul și soluțiile sunt la mijloc. Dar după ce stai, îți pui picioarele în apă rece, îți tornă chestie, și de vin sau da, de ceai sau ce finzeacă, ce pe așa eu beau șampanie zare și după aia te duci după ce, și încerci să-ți validezi, deci vorbești cu unul pe care nu-l înghiți cum e, te duci la Dana Budeanu și o întrebi ce părere are. Mai mulți, eu îi văd pe toți toxici, 95%. Nu trebuie să 90, fii 90, am fost toxici. Într-o emisiune tot cu doamnă tot demon așa, cu adică, chip de înger, spuneți. Nu. Sunt toxici, doamna Monica. Nu există niciun om. Știți ce spun? Eu sunt omul al lui Dumnezeu până la capăt. Deci la mine eu vreau să... Ce am învățat eu de la Dumnezeu? Nu există. Nu există. Orice om este creația Domnului. Corect. Orice om, peste orice om, Domnul a suflat lumina lui. A, că lumina e îngropată într-o munte de rahat. Dar în momentul când judecăm un om, trebuie să plecăm de la ideea... Care e scopul din spate? Nu. Nu judeca. Pot să-l ajut să se regăsească. Corect. Dar i-am bătut, i-am făcut în toate feluri, i-am împins, i-am spălat, că nu vreau să se spele și mai departe. Până la urmă am spus. Dar niciodată nu i-am spus ești un nenorocit, ești un toxic. Eu și când îi băteam pe elevii mei, îi băteam zâmbind cu dragoste. Pentru că lucrurile pe care le faci cu iubire de oameni, așa cum tatăl ne iubește pe noi, îți reușesc. În momentul în care, ce spunea mama, Dumnezeu să o ierte că a murit, în momentul în care tu vrei să te rupți cu rău. Și asta fac eu. Atenție! Asta spunea mama și a avut dreptate, că am încercat-o pe pielea mea. În momentul când încerci bum, să te rupți cu rău, rău se întoarce în zecit împotriva ta. Deci nu așa. Deci nu cu pumnul, nu cu toxic, ești un nenorocit. Nu așa. Nu știu cum să spun. Trebuie să cureți rana, să fie cu durere, dar să nu fie cu... Să o faci cu oamenii care sunt... care consider că au influență negativă asupra lucrurilor și oamenilor pe care îi iubești, nu te-a pus să-i împuși, să-i faci în toate felurile, nu. Că noi, nu așa se luptă cu rău. Eu am ajuns unde am ajuns după ce am făcut ca tine. Încercând, am început să fac așa, că tot mama m-a învățat. Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Că nu întoarce spatele și pe păr. Atunci diavolul se face mic. A, nu, că și eu eram de-aia. Să fac și infarct când mă bat. Că eu sunt baică de pe. Ce zodii sunteți? Nici măcar zodie nu. Sunt născută la 12 noapte, la 10 noaptea, în ultima zi din zodia gemenilor. Dar încă o altă spun. Doamne, iartă-l că nu știe ce. Da, și faci cu el ce trebuie, adică ce ține de tine să-l împingi pe calea cea bună, dar nu... Nu forța. Nu forțat.
Asta am învățat și ca profesor și pe urmă în relațiile cu oameni, am condus 100.000 de oameni împotriva voinței lor, către avere și către asta. Cine a lucrat cu mine, Geda Voinea știe. De câte ori era sobaș pe ea și era dita mai mare. Da, înțelegi? Și bă, da, Geta, eu am învățat meserie da, de da, la ea. Geta ea era, da, de asta, așa. Da? Fata Getei s-a născut pentru că am dus-o eu la preot. Nu știu câți câte ani are o fie, cred că vreo 17-18 ani, 20 trebuie să ai. Da, pe care peste. Da. Încă o dată, nu, nu așa. Așa. Da, vezi că... E greu. Eu, mie mi-e ușor să-ți dau sfaturi, că eu sunt de 67 de ani. Nu că le accept, doar că eu sunt leu, sunt de Sfântă Mărie născut. Și eu nu o să pot, adică... Nu o să poți, dar poți să încerci. Am încercat, dar ca să poți să ajungi la ei, trebuie să devii comercial. Și nu, nu pot. E că, nu comercial. Nu treabă comercial. Uite la mine, crezi că eu sunt comercială? Și bărba aia tremură chiloții pe ei și că sunt președinți și este. Și ce, m-ai văzut pe mine? Că, Nu. Da. Haideți să vă zic de ce văd eu că suntem un popor. Mereu am fost și suntem și vom fi și o să rămânem un popor de slugi. Pentru că mereu vom depinde de străini. Nu jucăm cum vor ei, ne-au oprit, ne-au tăiat rația. Dar cine ne-a împiedicat? Cine a dus în situația asta? Mama? Cred că frica de sărăcie. Mereu am fost săraci. Frica de sărăcie realmente ne-a făcut să ne dăm de partea străinului și să nu-l vedem pe celălalt că îi merge bine. Să nu-i mai bine. Mai bine mor și eu mor, dar să nu îl fac pe ăla să crească. Știți că suntem needucați de aia. Needucați, la maxim. Păi și dacă știați, needucat poate să producă? Niciodată. Așa. Știați că eu am o școală de frizerie. Știu, m-am interesat. Eu n-am știut, vă spun, de 10 ani am școala de frizerie și n-am știut că nu am voie, atenție, să primesc copii sub 16 ani. Știți câți copii îmi scriu, Adi, vreau să o ajut pe mama la salon, am 14 ani, am 13 ani. Nu am voie, pentru că nu vor cei din UE, interzis. Îmi scriu tineri de 35 de ani care au avut vieți grele, au 35 de ani, vor să învețe meseria să facă bani, n-au voie, că n-au minim, n-au 8 clase. Și au 5 clase, au 3. De ce oprești chestia asta? Asta e o tăpere. Despre asta discutăm cu... Ajutați-mă cumva. Am vorbit către Gabriela Firea, către politicieni. Bă, nu fac politică că nu-mi place. Schimbați-mă regile astea de rahat. Lăsați oamenii să câștige niște bani pentru copii. Nu știu. Ce trebuie făcut? Întrebarea mea este, de ce nu poate să tundă? Adică nu poate să câștige... Clase. Păi nu, eu ca patron nu pot să-l angajez pe el. Și atunci ei promovează munca la negru. Da, bineînțeles că asta este... Bă, ca să înțelegi ce... Nu există o formă de social security, de asta, da. E aceeași problemă pe care mi-a pus-o un agricultor, care mi-a zis că UE a zis că el nu poate să opereze cu semințe, să fie agricultor, dacă nu are, deci nu poate să planteze și să facă pe cât dacă are studii, bacalaureat. Ăla săracul de el are 3 clase primare, da? Și nu are voie să opereze chestiile astea. El știe mai bine cum să fertilizeze solul și de asta. Deci, nu pot să-ți... Pot să mă duc și o să caut și dacă mai vorbim, o să mă gândesc. Care ar fi... Trebuie să... Nu există problemă fără soluție dacă scopul este bun. Nu am răspuns. Nici pentru ăștia. La agricultor m-am prins ce trebuie făcut. Trebuie făcut o chestie pentru echivalarea pe chestia asta, adică ca să tunzi și așa trebuie să știi cum este pielea capului și să nu-i faci, să nu-i dai cu un șampon care îi poate strica sau nu, niște chestii. Dar aici nu ai nevoie de 8 clase. Nu, îți trebuie doar manualitate. Deci niște echivalări pentru anumite meserii. Deci la țară să poată ăla să cumpere semințe, să le planteze fără și să primească ajutorul ăla de la UE, că de aici pleacă, că UE dă niște bani la... Păi știți că și acolo se fac manevre cu acele etichete, cupoane? Care? Deci, există, cum să zic eu, asociații, da, și fac firme, iau fonduri UE, fonduri de susținere și iau din zonele
rău famate, da, subdezvoltate, tineri romi, toate... Da, da, da. Și? Și plătesc cum ar veni pentru meserii, diferite meserii. A, da, da, știu că a fost cu postul. Da. Da, și am sunat eu la o firmă din Ploiești. Făcusem un proiect acum 3 ani prin Gabriela Firea. Și? Deci prin ea, 3 ani de zile, startul a plătit bani. Nu, la CTMB a fost. Și, deci, Firea, vezi că a făcut proiectul ăla până a venit Nicu Șordan și l-a oprit. Orice lucru benefic, cât aș... Și am sunat zilele trecute în Ploiești. Bună ziua, dar am văzut că aveți cu fonduri europene și plătiți voi pentru ei. Da, revin în 2 minute. Revine, da, nu suntem interesați. Vă contactăm dacă e. De ce? Păi eu am luat fondurile, tu ai salon, tu. Bă, am 1500 de cupoane. Facem și noi jumate, nici nu-i chemăm unul fictiv. Manevre, combinații. Până se află la Uniunea Europeană, sunt multe scazuri și se dau înapoi. Românul e prea pervers, prea să-l prinzi. Nu, dar se poate rezolva. Deci în momentul în care, cum a fost acum și cu... Înțelegeți de ce am fost, eu fiind numai lui Dumnezeu, m-au sunat de la penitenciare. Pe stradă, în stradă, a venit, am ieșit, au vândut casa, nu m-au mai vizitat, nu știu să fac nimic. Hai mă, vreau să vină cu antrolună, te învăț eu să tunzi, pentru că chiar îi învăț. Nu pot, n-au 8 clase. Știți câți copii din centrele de plasamentele de copii ies la 18 ani pe drumuri și se iau de droguri? Bagă bă meserinii ei de la 14 ani, dacă știi că la 18 ani îi dai. Eu așa aș face, o fabrică mare, nu mai avem meseriași, doamna Monica. Nu mai sunt. Nu, eu aș face. Croitori, vopsitori. Da. Și poate să câștige foarte bine. Păi cât câștigă un faianțar acum, dacă care e bun. Cât câștigă un grădinar. Eu nu am găsit... Sunt pe TikTok. Viitorul e pe TikTok. Din păcate. Va fi o criză. Criza majoră așa vine a datoriilor suverane începe cam până în toamnă o să se simtă prima. Și o să fie din ce în ce mai rău. Să fie mai rău decât în 2010. Din nefericire, omul învață numai și numai dându-se cu capul de pragul de sus. Corect. Bravo. Niciun om nu învață din greșelile altora. Dar eu am o teorie, deci dacă eu aș fi acum așa și avea putere, eu ce aș face? Că marea problemă e forța de muncă de la sate, copiii ăia nici școală nu fac, nici meserie nu învață și ajung la 18-20 de ani să fie carne de tun pe șantierele din Marea Britanie sau să fie traficați de droguri sau de... Corect. Că n-au nicio șansă, că nu știu nimic. Zero. Da? Deci termină 8 clase și nu știu pe ce lume s-a. Deci soluția este, în perioada interbelică a fost la fel. Niște privați au creat școli de meserii la țară. Nu știați, în Dobrogea era un liceu, l-au desfințat comuniștii când au venit, era un liceu care pregătea așa, pomicultori pentru zona de agricultură din Dobrogea, femei de serviciu pentru hotelurile de pe malul mării, da? Și ospătari. Și aveau casă, masă și se duceau sâmbătă, duminică numai că se lucra sâmbătă, se duceau acasă, își vedeau familia și îi civilizau, pentru că copiii învățau niște lucruri mai avansate și când se duceau la măsa și la tasul cu WC-ul în fundul curții, îi învățau ceva. Același program a funcționat la Iași. Îi plăteam oamenii de afaceri $50 pentru copiii din sate și îi duceam la internat. Și acolo, și se duceau sâmbăta, duminica acasă și învățau pe părinți să se spele pe dinți. Pe vremea lui Ceaușescu în București era liceul pe TTR. Aduceau copiii amărâți și făceau pentru poște. Deci asta trebuie. Faci licee de meserii, dar nu așa lași. Faci liceu de meserii cu internat. Casă-masă, e unul la Brașov. Faci contract de ucenicie. Și nu vine firma X din Germania după ce tu l-ai școlit, cum sunt cu doctorii și ți-l ia. Nu. Vrei să-l iei? Banul jos. Deci e atât de simplu. Dar pentru asta trebuie să fii om cu carte. Ori la ora asta România, deci eu am 67 de ani, în 90 erau niște oameni politici cu școală ca lumea, ăștia de acum nici nu știu unde au terminat 8 clase. Și ei sunt doctori. Ăștia vrei să aibă soluții? Păi ei nu știu nici măcar să fure, vorba lui Vanghelie. Că Vanghelie e băiat școlit, da? Ca să furi, deci te duci la un croitor și ăla vrea
să-i rămâne și lui ceva la apac, așa era, da? Păi scoteau femeile din materialul pentru Dior, costume, nu știu ce, și le mâna de o fustă, de o rochie, de nasturi, de asta, că era croitorul bun. Te duci acum la un croitor de ăsta, de fonduri europene, sparge tot, nu iese nimic și nici nu face profit. De ce? Dar asta cu școală. Asta trebuie, tată, școală. Școală nu însemnă, neînsemnând doctorate, masterate și de... Școală, deci... Dom'le, eu m-am apucat să gătesc acum. Că n-am fost în stare. Știi ce greu este să faci o pască și un cozonac? Cât de greu e și ce trebuie să... Trebuie să investești. Deci trebuie să am ăla care face cei mai buni cozonaci, ăla care face cea mai bună ciorbă de burtă, ăla ce face cele mai bune opinci. Și în momentul ăla le dai cu flit la toți. Dar românul nu vrea să muncească. Și atunci să vină criza, biciu, tată. Biciu. Nu, să vină criza, mă, foamea, aia ne trebuie. O să vină. Când credeți că vine criza? Sau cum credeți nu, că va fi? Criza doamna, începe... Bun, haideți să ne oprim aici. Nu o să-mi iau la revedere, pentru că, dragilor, vom reveni cu episodul 2. Deci răspunsul, doamna Tătoi, îl dăm în episodul 2. Vă pup și... nu uitați să dați un follow la canal, să vorbiți tuturor despre noi, pentru că începem să creștem din ce în ce mai mult. Ne vedem la episodul 2 cu doamna Monica Tatoiu.